Salutare tuturor! În acest video vă voi arăta cum putem să aflăm câte persoane dețin un anumit nume sau prenume pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru a efectua această căutare este necesar să accesăm site-ul eservices.md. Veți găsi atașat în descriere link-ul cu denumirea exactă. Coborâm un pic. Eliberarea actelor de identitate și evidența populației și dăm click pe butonul verifică numărul de persoană cu același nume prenume. Coborâm un pic și iată motorul propriu-zis de căutare în care vom introduce numele și prenumele pentru a căuta câte persoane au dețin acest nume sau prenume. Deci la nume indicăm, spre exemplu, croitor și prenumele Raisa. Dăm click pe butonul caută și sistemul ne răspunde că pe teritoriul Republicii Moldova există 11 persoane cu numele croitor și prenumele Raisa. Am putea efectua căutarea, de exemplu, doar după nume. Deci indicăm doar croitor și ne răspunde sistemul despre faptul că sunt înregistrate 3868 de persoane cu numele croitor sau căutăm doar prenumele. Ar fi vorba despre 17704 persoane care au prenumele Raisa. Ar putea să vă fie util în cazul în care doriți să vedeți, sunteți curios să vedeți câte persoane mai au același nume ca dumneavoastră personal, oricine dintre membrii familiei, sau de ce nu atunci când decideți ce nume să dați copilului dumneavoastră, puteți să vedeți cât de des întâlnit este pentru a lua o decizie în acest sens. Informați-vă, nu uitați că o persoană informată este o persoană puternică.